Să ne așteptăm la o împărăție pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Nu știu dacă vom ajunge acolo. Marța, joi seara, miercuri seara avem la Țânțaru, vineri seara avem la Țânțaru, două zile care le avem libere. Lunea și sâmbătă. Nu știu câte biserici are harul acesta să se întâlnească de atâtea ori într-o săptămână. Și noi avem, Dumnezeu ne-a lăsat la dispoziție harul acesta să ne folosim de el în scopul lui Dumnezeu. Și în scopul nostru de a fi mântuiți de Dumnezeu. Venirea la adunare, vă spuneam de atâtea ori, este părtășia cu frații și cu Dumnezeu. Spuneam odată că noi depindem și unii de alții. Nu depindem numai și numai de Dumnezeu, dar depindem și unii de alții. În 1 Ioan capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă Dumnezeu este lumină, trebuie să fim și noi lumină. Nu? Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu și apoi, dacă suntem lumină, avem părtășie unii și atunci secretul. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice. Doamne, ai milă de noi. Oameni buni, eu nu vă chem la adunare să am eu așa popularitate mare și să vorbești. Ați văzut. Dacă predic o dată în săptămână, restul dau la frați, dar treaba este să venim la biserică și să ne pocăim, să ne plângem păcatul înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu putem să rezistăm în fața păcatului. Aleluia. Scutați-mă! Mai spuneam altădată, păcatul să iartă la bucată, nu andro. Spunea omul lui Dumnezeu, David, atunci s-a mărturisit nu păcatele, și păcatul. Și tu ai iertat vina păcatului. Doamne, ajută-ne! Frate Dragoș, chiar m-am gândit când ai zis că pentru mine ai avut altceva să vorbești și aici imediat Dumnezeu ți-a dat ceea ce să vorbești. Poate să spună cineva seara asta că Dumnezeu nu i-a vorbit? Să ridice mâna sus. Este cineva aici care i-a vorbit Dumnezeu? Să ridice mâna sus. Să zic să fie Domnul. Ne-a vorbit Dumnezeu. Ce face noi? Spuneam că un salm spune Dumnezeu vine și nu? Taci. Și noi ce trebuie să facem în urma cuvântului pe care Dumnezeu ne-l vorbește? Doamne ajută! Să ne pocăim, nu cum se curi, Doamne, poți să te pocăiești acasă, că pocăința este în inimă. Da, este. Dar copilul, dacă nu se duce la școală, mai trece clasa? Nu mai trece. Înseamnă că și învățătura este acolo. Și de acolo să trece clasa, să duce la un nivel mai mare, da? Iar aici, în adunarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă har, Dumnezeu ne dă iertare. Și Dumnezeu să lucreze în direcția aceasta. Apoi lucrările care au fost nu lucrurile. Poate spună cineva că n-a fost? Ba da, a fost de la Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze frații. Amin. Pentru că 700 de kilometri, eu știu, eu am pus kilometrajul când am fost atâția ori la Răuț. Și știu că era 700 de kilometri.